7. La 8. Problema este că sunt un pic ocupat. Trebuie să am grijă de Samsara și nu pot să fac live-ul normal astăzi. Dar am dat un pic trupa așa să vă arăt. Să vă arăt prin ce trecem. Uitați și voi. Nu mă schimb camera, așa. Este Iureș aici, efectiv Iureșul de pe pământ. Trebuie să am grijă de barcă, pentru că se sprijină doar pe paloanele astea. Și e pe pontonul ăsta care este șubret. E uragan, da, fix uragan este aici. Mamă, bă, ce mișto, nu? Fă sailing, mi-au zis. O să-ți placă, mi-au zis. O să vezi cele mai frumoase, mi-au zis. Țancă uragan. Zice cineva, e țancă uragan. Da, mă, deci gândiți-vă, noi suntem în marina acum și nu vreau să așa de tăcut. Bine, suntem și prima barcă. Da, mă, cum e asta? Mișcă ăsta. Efectiv. Am legat barca de cliturile astea două. Ideea care pontonul ăsta este luat de vânt, să fie totuși susținută de ceva barca. Wow! Mă, sunt o learcă. Mama mea! Bă, se rupe asta, mă, ești nebun?
Nu te îmbarcă până nu te reci. Nu se aude la el. Mai pune și o piatră pe parâmă. Ai tăi, că eu nu-i cunosc. Amici mei, Danny și James, cuplu britanic, sunt și aici legați. Și au venit să vadă foarte drăguț, au venit să vadă dacă suntem ok și în regulă. Da. Dacă tu faci live, vorbești și tu cu oamenii ăștia. Ce? Vorbești și tu cu oamenii ăștia că tu faci live. Nu știu, fă ceva interesant. Vorbești și tu că tu ești acolo lângă și eu mă aud. Păi dar ei, te întreabă pe tine. Să leg pontonul. Las că nu se duce pontonul nici unde. Bă, nu știu, nu te-am atent. Te mai sugești de 1000 de ori, că eu nu știu ce parte să...